Programul Național de Investiții, Anghel Saligny, a fost extrem de tentant pentru marea majoritate a primăriilor din țară. Bineînțeles că fondurile din acest program sunt limitate, iar pentru fiecare localitate există și un plafon maxim care poate fi atins. Pentru municipiul Orăștie, de exemplu, acest plafon este de 10 milioane de lei, iar administrația publică locală a depus proiecte care depășesc cu mai mult de 5 ori respectiva sumă. Primarul Ovidiu Laurenciu Bălan este conștient de acest lucru și nu își face iluzii că va primi toată suma solicitată. Pe Anghel Saligny am depus 3 proiecte. Noi am mers spre un alt sistem în care am făcut niște proiecte mai mari și le-am depus cu o valoare investițională de 540 de miliarde. Sigur, de lei? Nu cred. Da, de lei vechi. Nu, sigur, nu vom obține pentru toți finanțarea și nu ne facem iluzii că vom obține toți acești bani, pentru că toate administrațiile au depus proiecte. Valoarea care ne-a fost transmisă că va fi eligibilă pentru o comunitate sau pentru un municipiu de rangul Orăștiei este de 10 milioane. Noi am depus de 6 ori, cam de 6 ori valoarea aceasta. Am depus să fie acolo și am avut proiecte pe care noi le-am scris și le-am făcut studiile de fezabilitate. La un proiect chiar avem și proiectul tehnic finalizat. Două dintre proiectele depuse pe Anghel Saligny fac referire la modernizarea drumurilor care, în prezent, sunt într-o stare mai precară. Prezent recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, primarul Orăștiei a spus că speră ca o parte din banii necesare acestor lucrări să vină pe Planul Național de Investiții, iar diferența urmează să fie alocată de la bugetul local. Proiectele se referă la modernizarea de străzi, aici sunt prinse pe cele două proiecte cam toate străzile nemodernizate din municipiul Orăștie, inclusiv străzile de pământ care sunt în jur, nu sunt chiar de la periferia, de la periferie. Au mai rămas astfel de străzi. Da, străzi din zonele industriale ale orașului, toate acestea urmează să le modernizăm dacă vom obține finanțarea prin acest program național de investiții, dar dacă nu, v-ați gândit la o mergem pe bugetul local. Mergem pe bugetul local. Cel de-al treilea proiect de modernizare a stației de epurare a apei a fost depus printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară de profil. Legislația permițând acest lucru, primarul Orăștiei, Ovidiu Laurenciu Bălan, fiind optimist în ceea ce privește implementarea acestuia. Cel de-al treilea proiect se referă la modernizarea stației de tratare a apei. Aici și reabilitarea câteva zone cu rețele. Aici am depus acest proiect pe Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Zona Orăștie. Zona Orăștiei are o asociație de dezvoltare care cuprinde municipiul Orăștie și alte 4 comune. Pe această asociație am depus, exista și această posibilitate și atunci am zis o parte cer să referă la străzi, să mergem pe primăria municipiului Orăștie, iar proiectul pe apă, modernizarea stației, să mergem pe această asociație de dezvoltare intercomunitară. Mai mult pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva, emisiunea La Subiect, în care a fost invitat Ovidiu Laurenciu Bălan, primarul municipiului Orăștie.